găsit la știrile din sport. Liderul seriei 5 a Ligii a 3-a de fotbal, FCM Baia Mare, n-a reușit să înscrie în poarta reghinenilor decât din lovituri de la 11 metri. Confruntarea de pe avântul Reghin s-a încheiat cu scor 0-2 pentru oaspeți, dar antrenorul reghinenilor este mulțumit că elevii săi au arătat determinare în teren și că pot face față unei echipe cu experiență ca FCM Baia Mare. Avântul Reghin a pierdut partida disputată pe teren propriu cu liderul seriei FCM Baia Mare, scor 0-2. Meciul a contat pentru etapa a 20-a a Ligii a 3-a de fotbal și a avut loc vineri 17 aprilie. Ambele goluri ale oaspeților au fost marcate din penalti în prima repriză. Primul a venit ca urmare a unui hands în suprafața de pedeapsă, iar celălalt după un fault comis de portarul reghinenilor în careul de 16 metri. În schimb, jocul a fost unul echilibrat, spune antrenorul Ovidiu Mărginean. Să zic că a fost un joc echilibrat încă de la început și cei de la Baia Mare, chiar dacă sunt echipa de pe locul întâi, eu cred că ne-am ridicat la nivelul lor și câteodată pe alocuri am fost chiar superiori. Din păcate, ei la micile amănunte au câștigat și la experiența pe care o au. Au reușit să marcheze de două ori prin două lovituri de la 11 metri acordate justificat. Statistica antrenorului reghinean după ultimele meciuri arată că elevii săi întâmpină probleme la finalizarea fazelor de gol. Zic că am controlat jocul și am făcut un joc bun. Lipsa de concentrare de la finalizare ne-a adus probleme. De la meciul de la Jucu, unde am reușit 3 goluri, în următoarele 3 etape n-am mai reușit să marcăm decât un singur gol. Deși ne-am creat foarte multe ocazii de poartă în cele 3 jocuri. Cred că sunt peste 30 de ocazii de poartă în cele trei jocuri. Am avut și 3 sau 4 bare în acest răstimp, dar se pare că mingea nu vrea să intre în poartă. Avântul mai are de parcurs etape grele din acest campionat cu echipe puternice, așa că tehnicianul este hotărât să-i motiveze suficient pe jucători pentru a-și îndeplini obiectivul impus de conducerea clubului la startul de retur. Ne vom deplasa la Oșorhei, unde trebuie să aducem cel puțin un punct, dar ideea mea este să aducem 3. Sper ca să-i fac pe băieți, să-i motivez și să îi reașez așa cum dorim pentru jocurile care vor urma. Va veni Metalurgistul Cugir, o echipă care se bate la primele 3 locuri, dovadă rezultatele care le au în ultimul timp, deci un meci foarte greu acasă, ca și cu Baia Mare de altfel. Și să sperăm că va fi bine. Deci trăim cu speranța, vom munci mult mai mult ca să readunăm punctele. În următoarea etapă, cea cu numărul 21, avântul Reghin se va deplasa în județul Bihor, la CS Oșorhei. Partida este programată pentru vineri 24 aprilie, ora 17. Înaintea confruntării, reghinenii ocupă locul 11 cu 24 de puncte acumulate, în timp ce echipa din Oșorhei are 27 de puncte și vine după o înfrângere acasă la Sănătatea Cluj, scor 2-1.